Astfel s-a întâmplat că am ajuns la Caras Galadhon și am văzut că pleca sereți de mult. Am zăbovit acolo, printre vârstele uitate ale acelui tărâm, unde zilele te lecuiesc, nu te dărâma. Și mi am aflat între marea și am fost înveșmântat în alb. Am dat și am primit sfaturi. De acolo, pe căi întortocheate, am venit și să îi aduc pentru unii dintre voi. M-am legat să-i spun lui Aragorn așa, unde sunt acum dunedainii, Elesar, Elesar, de ce seminția ta rătăcește în zadar, se apropie ceasul când pierdutul trebuie să apară și frăția cenușie din iază noapte să răsară. Dar ți s-a hărăzit o mohorâtă cărare, morții păzesc drumul ce duce spre mare. Lui Legolas, doamna îi transmite, Legolas frunză verde, ți-a fost hărăzit să trăiești. Vreme multă în bucurie pe sub arbori. De mare să te ferești. De ți va fi dat să auzi pe și pe țărm, într-o bună zi, inima ta nu o să-și mai afle tihna în codru, cât vei trăi. Gandolf tăcu și închise ochii. Așadar, mie nu mi-a trimis nicio soli Întrebă Jim și-și plecă fruntea Întunecate-i sunt vorbele, zise Legolas Și lipsite de înțeles pentru cei ce le primesc Asta nu mă încălzește cu nimic, spuse Jimmy Ce ai vrea? Întrebă Legolas Să-ți spună pe față de propriați moarte Da, dacă altceva nu are mi spune Ce se întâmplă? Făcu Gandalf, deschizând ochii Da, cred că pot desluși cuvintele ei Iertare ție, Jim chipzuiam încă o dată asupra solilor. Dar ți-a transmis și ție vești și nu ești nici triste, nici întunecate. Lui Jim, fiul lui Gloin, a zis ea, salutul doamnei. Tu, purtător al șuviței, oriunde i merge, te va însoți grija mea. Dar, păzea, e un copac anume spre care să-ți se îndrepti securea. Fericită clipa în care te-ai întors la noi, Gandalf, strigă gnomul, țopăind și cântând din rărunchi pe limba lui. Haideți, haideți! Îi îndemna el, rotindu și, și se curea în mână. Că doar nu-mi crepa căpățâna sfânta lui Gandolf. Hai să o aflăm pe cea potrivită. Nu o să ai mult de căutat, zise Gandolf, ridicându-se de la locul lui. Haideți! Atât am avut de depănat amintiri, așa, ca între vechi prieteni ce s-au regăsit. Acum e timpul să i dăm zor. Se înfășură din nou în mantia lui veche și ponosită și porni înainte. Ceilalți îl urmară iute pe povârnișul ce cobora dinspre pragul înalt, croindu-și iar drum prin pădure, spre malul scăldătorienților. Nu mai scoaseră o vorbă, până poposiră din nou pe iarba de la poalele fangornului. Nu se vedea nici o urmă de cailor lor. Nu s-au întors, zise Legolas. O să mergem pe jos până o să cădem lați. Eu n-am să merg pe jos. Nu mai avem vreme, spuse Gandolf. Apoi își ridică privirea și șuieră atât de limpede și de ascuțit, încât ceilalți rămaseră uimiți. Nu și puteau închipui cum buzele acelea stafidite, ascunse în barbă, erau în stare să scoată un asemenea sunet. De trei ori șuieră, apoi li se păru că aud în depărtare nechezatul slab al unui cal, purtat de vântul de răsărit dinspre câmpie. Așteptară în mărmuriți. Nu trecu mult zile ajunse la urechi tropot de copite, întâi mai mult ca un tremur al pământului, deslușit doar de aragorn, care sta întins pe iarbă alături de ceilalți, crescând apoi din ce în ce mai mult și mai limpede, într-un ritm rapid. Vin mai mulți cai, zise Aragorn. Bineînțeles, îi replică Gandalf. Suntem o povară prea mare pentru unul singur. Sunt trei, spuse Legolas, scrutând câmpia. Ia uite-i cum aleargă. E hasufel și lângă el amicul meu, Arod. Dar în fruntea lor e unul foarte mare. N-am mai văzut în viața mea un astfel de cal. Și nici n-ai să mai vezi, zise Gandalf. Ei iute ca gândul, căpetenia mearșilor, împărații cailor și nici măcar Theoden, regele Rohanului, ne a călărit unul mai frumos. Uitați-vă cum lucește ca argintul și aleargă lin, ca un părâiaș. A venit pentru mine, e calul călărețului alb. Vom merge împreună la luptă. Chiar în timp ce bătrânul vrăjitor le deslușea aceste treburi, mândrețea de cal începuse să urce povârnișul spre ei, veșmântul ei strălucea, coama îi flutura în vârtejul iuțelii galopului. Nu departe, în dărătul lui, veneau și ceilalți doi. De cum îl zări pe Gandalf, iute ca gândul încetin pasul și necheză puternic, apoi se apropie ușor, la trap, plăcându și capul mândru, și începu să-i amușineze bătrânului grumazul cu nările lui fremătătoare. Gandolf îl mângâie. E cale lungă din vâlceaua despicată, prietene, zise el, dar tu ești înțelept și iute. Prietenul la nevoie se cunoaște. Și acum vom merge departe împreună și nu ne vom mai despărți niciodată pe lumea asta. Curând, se apropiară și ceilalți doi cai, oprindu-se liniștiți, de parcă ar fi așteptat o poruncă. Pornind pe dată spre Meduseld, palatul stăpânului vostru, Theoden, zise Gandalf, cu gravitate, iar ei își plecară capetele. Nu prea avem timp, așa că, dacă nu vă e cu supărare, prieteni, vom merge călare. Vă conjur să porniți cu cea mai mare iuțeală. Hasufel îl va purta pe Aragorn, iar Arod, pe Legolas. Pe Jim am să-l țin în fața mea, dacă iuteca gândul îngăduie să ne ducă pe amândoi. Mai zăbovim doar să tragem o dușcă. Acum încep eu să pricep ceva din misterul de azi noapte, zisele golas, sărind sprinten în spinarea lui Arod. Chiar dacă la început or fi fugit de frică, l-au întâlnit apoi pe iuteca gândul, căpetenia lor, și l-au întâmpinat cu bucurie. Știai că se află pe aproape, Gandolf? Da, știam, răspunse vrăjitorul mi-am adunat gândurile asupra lui și l-am îndemnat să se grăbească, pentru că ieri era departe, în partea de miază zi a ținutului acestuia. Și mă poate purta ca vântul înapoi. Gandolf îi spuse ceva lui Iute ca gândul și calul porni în trombă, fără însă să o ia prea mult înaintea celorlalți. După o vreme, se întoarse brusc și alese un loc unde malul era mai lin. Apoi trecu prin râu și ei călăuzi spre miază zi, pe o câmpie netedă, fără niciun arbore. Vântul unduia întinderile nesfârșite de iarbă cenușie. Nici urmă de drumuri sau de cărări, dar iute ca gândul nu șovăia. O ia dea dreptul către sălașurile lui Theoden, pe la poalele munților albi, zise Gandolf. Așa o să ajungem mai repede. Pământul îi mai arit peste râu, în ținutul de la soare răsare, pe unde trec urmele principale spre miază noapte, dar iute ca gândul știe toate hârtoapele și smârcurile de pe drum. Mersele și merseră călare ceasuri întregi, prin luncile de pe mal pe locuri, iarba era atât de înaltă, încât le trecea de genunchi, iar armăsarii păreau că noată într-o mare cenușiu verzuie. De dură de nenumărate bălți ascunse și trecură peste pogoane întregi de băltină înșelătoare acoperită de rogoz înduitor, dar iute ca gândul găsea calea dreaptă, iar ceilalți cai urmau dâra lăsată de el. Încet, încet, soarele coborâs prea pus. Pe întinsul câmpiei, li se păru, o clipă, că văd în zare o pălălaie roșiatică scufundându-se în iarbă. De o parte și de alta, ceva mai jos de linia orizontului, străluceau aprins culmile munților. Părea că se înălța un rotocol de fum care întuneca discul solar, dându-i o nuanță sângerie, de parcă acesta ar fi dat foc ierbii, în trecerea sa dincolo de hotarele lumii. Acolo se află strânga zise Gandalf. Trebuie să fie la apus de unde ne aflăm noi. Tot în direcția aceea ieși Isengardul. Văd un rotocol mare de fum, zise Legolas. Ce o fi? Război și răzmeriță, îi răspunse Gandalf. Înainte, vii regele din lăcașul auriu, străbătură călare a sfințitul și înserarea molcomă, apoi se lăsă noaptea, când, până la urmă, făcură popas și descălecară, până și Aragorn se simțea înțepenit și vlăguit. Gandalf nu le îngădui decât câteva ceasuri de odihnă. Pe Legolas și pe Gimli fură somnul, iar Aragorn se întinse pe spate, cât era de lung, dar Gandalf rămase în picioare, sprijinit în toiag, scrutând întunericul spre răsărit și spre apus. Totul era cufundat în tăcere, nu se vedea și nu se auzea țipenie. Când se deșteptară, cerul nopții era străbătut de nori prelungi, zburătăciți de un vânt de gheață. O pornire iar la drum, la lumina rece a lunii, la fel de repede ca în plină zi. Trecură ceasuri întregi și ei își continuară fără preget călătoria. Jim moțăia și, de bună seamă, ar fi căzut de pe cal dacă n-ar fi fost ținut bine și zgâlțuit de Gandolf. Vlăguiți, dar mândrii, Hasufel și Iarod veneau pe urmele căpeteniei lor neobosite o umbră cenușie, abia conturată, dinaintea lor. Străbătură lege după lege. Luna ceruită scăpata înspre apusul înnorat. Aerul se răcia marnic. Încet, încet, la răsărit, bezna a început să se destrame și să-i vie o geană de lumină cenușie, îndețată. Departe, în stânga lor, sulițele luminoase stacojii se izbiră de zidurile întunecate ale lanțului Emin Muil. Se iviră zorile în toată splendoarea lor, o pală de vânt mătură cărarea, năpustindu-se apoi printre ierburile plecate. Deodată, iute ca gândul rămase neclintit și necheză. Gandolf arătă cu degetul în fața lor. La priviți! Strigă el, făcându-i pe toți să-și ridice privirile. Dinaintea lor, se înălțau munții de miazăzi, cu creștetele înălbite, brăzdați de umbre. Câmpiile în erbate se izbeau parcă de colinele îngrămădite la poale, revărsându-se în nenumărate văi triste, cuprinse încă de întuneric, neatinse de lumina zorilor, care își croiau drum șerpuitor în inima munților uriași. Chiar dinaintea călătorilor noștri, cea mai largă dintre aceste vâlcele se deschidea ca un golf alungit printre dealuri. Acolo, în depărtare, deslușirea o prăvălire mântoasă cu o singură culme semeață, la gura văii, se înălța un pisc, precum un străjer singuratic, la poalele sale curgea un pârâu ca un fir de argint, ivit din vâlcea, pe culmea aceea zărire îndepărtare o pâlpire în lumina răsăritului o scânteire de aur. Vorbește, Legolas, zise Gandolf. Spune-ne ce vezi acolo, dinaintea noastră. Legolas se căzni să vadă ceva, punându-și mâna streașină la ochi, ca să se ferească de săgețile soarelui abia răsărit. Văd un pârâu alburiu care coboară din culmile înzăpezite, zise el. Acolo, unde apa izvorăște din umbra vâlcelei, se ridică un deal, la soare răsare, înconjurat de un zid întărit și de un gard de mărăcini. Înăuntru se văd acoperișurile caselor, iar în mijloc, pe o terasă înverzită, în slăvi, se înalță lăcașul oamenilor. și îmi pare că e acoperit cu aur. Lumina sa strălucește până hăt, departe, și stâlpii de la intrare sunt aurii. Acolo stau niște bărbați în zei lucitoare. În rest, doarme toată lumea. Edoras se cheamă curțile acelea, zise Gandalf, iar lăcașul auriu e Meduseld. Acolo să lășluiește Theoden, fiul lui Hengel, regele obștii din Rowan. Am sosit odată cu lumina zilei. De acum, drumul ni se deschide limpede dinainte. Dar trebuie să mergem mai culoarea minte, căci dincolo de fruntarii e război, iar rohirimii, stăpânii Cailor, nu dorm, chiar de pare că suntem atât de departe de ei. Vă sfătuiesc să nu scoateți armele la iveală și să nu vorbiți cu trufie, până nu ne-am aflat dinaintea tronului lui Theoden. Dimineața îi înconjura strălucitoare și limpede, iar păsărelele cântau când călătorii ajunseră la un păru care se rostogolea cu iuțeală la vale, până în câmpie. La poalele colinelor, el tăia cărarea, într-o fâșie lată, și curgea mai departe, către răsărit, până se vărsa în scăldătoarea inților, prin stufăriș. Pământul era înverzit, în lung care avănă și de-a lungul malurilor în ierbate ale părului creșteau o mulțime de sălcii. Li se înroșiseră deja vârfurile, simțind apropierea primăverii în ținutul de răsărit. Peste pârâu era un podeț care lega malurile joase, răvășite de copitele cailor. Călătorii îl trecură și ajunseră la o potecă bătătorită care ducea spre înălțimi. La poalele colinei înconjurate de ziduri, drumul continua în umbra unor movile înalte și înverzite. Pe partea dinspre apus păreau împroșcate cu zăpadă, Printre firele de iarbă, răsăreau niște floricele ca fără număr. Ia uitați-vă, zise Gandolf. Ce drăgălași sunt ochii aceia strălucitori din iarbă. Veșnicuțe, așa le zice, sau, pe tărâmul acesta al oamenilor, simbel mine, căci înflorate în toate anotimpurile anului și cresc pe unde se odihnesc morții. Băgați de seamă, am ajuns la gorganele mărețe unde dorm seniorii lui Theoden. Șapte pe partea stângă și nouă, pe dreapta, zise Aragorn. Lăcașul auriu a fost ridicat de-a lungul mai multor vieți omenești. De 500 de ori au căzut frunzele în codrul întunecat, la mine acasă, zise Legolas, și nu ne-a părut mai multe o clipă. Dar călăreților din obștăli se pare o veșnicie, zise Aragorn, așa că ridicarea acestei case nu este pentru ei decât amintirea unui cânt, iar vremurile de altădată sunt pierdute în negura timpului. Acum îi zic acestui pământ casa lor proprie. Au vorba încurcată, după felul neamurilor de la miaze noapte apoi începu să incanteze cetișor, într-o limbă molcomă, necunoscută elfului și gnomului, și totuși ascultau, căci era tare melodioasă. Socot că e în limba rohirimilor, zisele golas, căci e precum ținutul acesta, bogată și, oarecum, curgătoare, altfel aspre și neclintită, ca munții. Dar nu-mi dau seama ce zice, afară doar că e împovărată de mâhnirea oamenilor muritori. Iată cum sună în limba comună, zise Aragorn, străduindu-mă să măcesc cât pot eu de bine. unde e acum calul și călărețul? unde e cornul ce suna? unde e scoiful și cămașa de zeil și părul bălai ce se revărsa? unde e mâna pe strune de harpă și focul stacojiu ce ardea? unde e primăvara și rodul și grâul ce înalt în creștea? Ca ploaia pe munte, ca vântul pe pajiști sau au dus, dincolo de colinii, în beznă, zilele au plecat spre apus. Cine o să mai strângă fumul din lemnul uscat arzând, să se minuneze de ani în zbor, dinspre mare venind? Așa grăita un poet de mult uitat în Rowan, amintindu-și cât de înalt și de mândru era orice tânăr, care plecase de la miază noapte, iar bidiviul lui, Felarov, tatăl Kailor, avea a picioare. Acestea fiind spuse, călătorii trecură de gorganele tăcute și urmând drumul întortocheat ce ducea la cocoașele înverzite ale colinelor, ajunseră într-un târziu la zidurile uriașe, bătute de vânt și la porțile dorasului. Acolo se găseau o mulțime de bărbați în zei lucitoare, care săriră îndată în picioare și le aținură calea cu lâncile. Opriți-vă! Cine sunteți, străinilor? Strigară ei în limba din obștea călăreților, cerându-le să le spună numele și misiunea lor. În ochii se citea o uimire neprietenoasă, se uitară încruntați la Gandolf. Ei bine, eu vă înțeleg graiul, le răspunse el în aceeași limbă, dar puțin străind de locurile acestea se pot lăuda cu așa ceva. De ce nu vorbiți atunci în limba comună, așa cum e obiceiul în apus, dacă vreți să vi se răspundă? Aceasta-i voia lui Heoden, regele, ca nimeni să nu treacă de aceste porți, afară de cei care ne știu limba și ne sunt prieteni, răspunse unul dintre străjeri. Nimeni nu e bine venit aici în vreme de război, afară de oamenii noștri și de cei ce vin din fortăreața colnicului, din ținutul Gondor. Cine sunteți voi, ce năvăliți așa, nechipzuit, dinspre câmpie, înveșmântați ciudat și călare pe caica ai noștri? Stăm aici de strajă de multă vreme și v-am zărit încă de când erați foarte departe. N-am mai văzut călăreți așa ciudați și nici cai mai semeți ca armăsarul acela. De nom fi orbiți de vreo vrajă, apoi unul ca ăsta e din neamul marșilor. Ea spune, nu cumva ești vreun vrăjitor, vreo iscoadă de-a lui Saruman sau o nălucă de-a lui? Hai, vorbește! Și repede! Nu suntem năluci, zise Aragorn, și nici privirea nu te înșală. Căci, ai dreptate, aceștia sunt ca ei voștri lucru pe care, știu bine, l-ai știut înainte să ne întrebi. Dar ai mai văzut geambași care să se întoarcă la grajdul pe care l-au păgubit? Aceștia sunt Hasufel și Arot și ni-a împrumutat Omer, al treilea mare lui al mărcii, acum două zile am venit să îi înapoi, așa cum i-am promis. Nu s-a întors o încă, să vă vestească sosirea noastră? Prin ochii străjerului trecu o undă de neliniște. De omer n-am nimic a spune, îi răspunse el. Dacă adevăr crei tai, atunci Theoden trebuie să fie auzit de voi. Poate venirea voastră nu-i chiar atât de neașteptată. Acum vreo două nopți, a venit limbă de vierme și ne-a spus că, din porunca lui Theoden, n-are voie niciun străin să treacă pe aici. Limbă de vierme, Întrebă Gandalf, privindu l tăios pe străjer. Să nu mai aud de el. Misia mea nu este să-l văd pe limbă de vierme, ci pe însuși seniorul obștii. Mă grăbesc al naibii. Ce ar fi să te duci sau să trimiți pe cineva să-l vestească de sosirea noastră? Se uită lângă la bărbatul din fața lui și ochii îi scăpărarea pe sub fruntea bombată. Da, am să mă duc, răspunse el rar. Dar cum să-i spun că vă cheamă? Și ce să-i spun despre tine? Bătrân și amărât în pari, și totuși, ești crunt și neîndurător pe din lăuntru. Așa s-o cotesc. Bine vezi, bine găsești, zise vrăjitorul. Căci sunt Gandalf. M-am întors. Și, bagă de seama, Am adus și eu un cal înapoi. Iată îl pe iute ca gândul cel fără pereche, pe care nimeni altcineva nu-l poate îmblânzi. Iar aici, lângă mine, iar Aragorn, fiul lui Arathorn, moștenitorul regilor, ce la fortăreața colnicului se duce. iată și pe Legolas, elful, și pe Gimli gnomul, și noștri. Du-te acum și spune-i stăpânului tău că avem o vorbă cu el, dacă are bunătatea să ne primească în lăcașul său. Pe legea mea, ciudate vă sunt numele. Dar le voi vesti, așa cum îmi cereți, și voi afla de voia stăpânului, zise străjerul. Așteptați un pic și am să vă aduc răspunsul așa cum poftește el. Dar nu vă îmbătați cu apă rece. Trăim vremuri întunecate. Plecă iute, lăsându-i pe străini în grija camarazilor săi. După un timp, se întoarse. Urmați-mă! zise el. Theoden vă îngăduie să poftiți, dar orice armați avea, chiar și un toiag, trebuie să o lăsați dinaintea pragului. Ușierii or să le ia în pază. Porțile întunecate se dădură deodată la o parte. Călătorii intrară, urmându-și în șir călăuza. Dădură de o alee largă, pietruită, care se unduia când în sus, când în jos, din loc în loc având câte un șir de trepte bine făcute trecură pe lângă o mulțime de case de lemn, cu uși înnegrite. Alături cu drumul, printr-un canal de piatră, curgea un pârâu limpede, susurând scânteietor. Până la urmă, ajunseră în vârful colinei. Acolo se afla un podiș, deasupra unei terase înverzite, la poalele căreia izvora, dintr-o piatră dăltuită în formă de cap de cal, un păruiaș care curgea într-un bazin. De acolo venea pârâul de pe marginea drumului. Spre terasă, urca un șir de scări de piatră, înalte și largi, iar de o parte și de alta a ultimei trepte se afla câte un jil stăiat în stâncă. În acel loc stăteau alți străjeri, cu săbile trase pe genunchi. Șuvițele de păr auriu le cădeau pe umeri, soarele le împodobea scuturile verzi și platoșele lor ardeau parcă, iar când se ridicară în picioare, părură mai înalți ca oamenii muritori. Iată ușile dinaintea voastră," le spuse călăuza. Acum trebuie să mă întorc la poartă, unde mi-e datoria." Rămas bun și fie ca seniorul Ob să-și reverse mărinimia asupra voastră. Se întoarse și o luă repede pe alei îndărăt. Ceilalți urcară scara lungă, sub privirile străjărilor înalți care stăteau acolo sus, fără să scoată o vorbă, până ce Gandolf puse piciorul pe terasa pavată de la capătul treptelor. Atunci, le urară bun venit, cu glasuri limpezi, în limba lor. Fiți bine bineveniți, oaspeți de departe, zisele ei, întinzând mânerele spadelor, în semn de pace pietrele prețioase scânte iară verzui în bătaia soarelui. Apoi, unul dintre străgeri făcu un pas înainte și li se adresă în limba comună. Sunt ușierul lui Theoden. Hamă e numele meu. Vă conjur cum să vă lăsați armele aici, înainte să intrați. Atunci Legolas îi întinse cuțitul său cu plasele de argint, tolba și arcul. Să le păzești cu grijă, rost el, căci sunt din codrul de aur și și doamna din Lothorien mi le-a dăruit. De mare uimire se umplu chipul bărbatului, care așeză iute armele lângă zid, de parcă s-ar fi temut să le țină în mână. Nu se va atinge nimeni de ele, îți făgăduiesc, zise el. Aragorn și-o o clipă. Nu-i voia mea, zise el, să mă despart de spadă și nici să încredințez pe Anduril pe mâini străine. Dar e voia lui Theoden, zise Hama. Nu sunt atât de convins că voia lui Theoden, fiul lui Hengel, fie el și senior al obștii, ar trebui să fie mai importantă decât voia lui Aragorn, fiul lui Arathorn, moștenitorul lui Elendil din Gondor. Acesta e lăcașul lui Theoden, nu al lui Aragorn, fie el și rege al Gondorului, de pe tronul lui de Nethor, zise Hama, pășind repede în fața porților și aținându-le calea. Avea acum spada în mână, îndreptată cu vârful spre străini. Asta-i vorbărie fără rost, zise Gandolf. Porunca lui Theoden nu are nicio noimă, însă la fel de fără rost e să nu te supui. În lăcașul lui, un rege face ce vrea, fie că e nebunie sau înțelepciune. Așa e, zise Aragorn. Și aș face în tocmai cum îmi cere stăpânul casei, chiar de m-aș afla într-o bojdeucă de lemn, dacă aș avea o spadă oarecare și nu pe anduril. Oricare i-ar fi numele, zise Hama, aici o vei lăsa, dacă vrei să nu te pui cu toți oamenii din Edoras. Nu singur. Făcu Gimli trecându și degetele peste tăișul securii sale, de parcă ar fi avut în față un arboret tânăr pe care se pregătea să-l doboare. Nu e singur. Hai, hai, fă cu Gandolf un Că doar suntem cu toții primeni aici. Sau, cel puțin așa ar trebui să fim, căci dacă ne certăm, o să ajungem de râsul mordorului. Misiunea mea e grabnică. Iată spada mea, bunule Hama. Ai grijă de ea. drin îi e numele, căci el fi au făcut-o în vechime. Și acum, lasă-mă să trec. Hai, Aragorn! Aragorn își desfăcu cingătoarea fără tragere de inimă și și sprijini el însuși spada de zid. O pun aici, zise el. Dar îți poruncesc să nu te atingi de ea și nici să nu îngăduie altora să o atingă. În teaca asta să lășluiește tăișul ce a fost despicat și refăcut apoi. Telar a făurit-o întâi, în negura vremurilor. Moartea se va abate asupra oricui se încumetă să tragă sabia lui Elendil din teacă, afară de moștenitorul lui. Străjerul se dădu un pas îndărăt și se uită uluit la Aragorn. Se pare că ai venit pe aripile cântului din vremuri străvechi, zise el. Așa să fie, măria ta, cum ți-e porunca. Ei, bine, dacă o însoțește și securea mea poate să stea aici, fără să se rușineze, spuse Jimmy, punându-și arma jos. Și acum, că ți-am făcut voia, lasă-ne să ne ducem la stăpânul tău, să-i vorbim. Străjerul încă șovăia. Toiagul îi se adresă el lui Gandalf iertare, dar și ăsta trebuie să rămână dinaintea ușilor. Ce lucru prost chipzuit! Fă cu Gandolf! Prevederea e una, iar mojicia, alta. Sunt pătrân. Dacă nu mă sprijin în toiag, atunci am să mă așez aici, până când o binevoit Heoden să vină el însuși, ca să stăm de vorbă. Aragorn început să râdă. Fiecare are câte ceva mult prea drag, ca să se încreadă în ceilalți. Dar te raptă pe tine inima să desparți un bătrân de sprijinul său? Hai, lasă-ne să intrăm! Un toiag în mâinile unui vrăjitor poate fi mai mult decât o proptea la bătrânețe, zise Hama. Se uită atent la toiagul de frasină în care se sprijinea Gandolf. Deși am îndoieli, mă încred în ce-mi zice inima. Simt că ne sunteți prieteni și oameni de toată cinsta și isprava, fără gânduri ascunse. Puteți intra! Străjării ridicară drugii grei care stăteau de-a curmezișul ușilor. Când le împinseră încet, acestea scârțâiră din țâțânile mari. Călătorii intrară. Sala li se păru întunecoasă și caldă, față de aerul curat de pe colină. Era lungă și largă, bântuită de umbră și luminată slab, acoperișul înalt era susținut de stâlpi solizi. Dar colo, prin ferestrele de sus, de sub streașină, pătrundeau raze de soare scânteietoare. Prin tavan, deasupra unui fuior de fum ce se înălța, se vedea cerul albastru stins. Pe măsură ce ochii li se obișnuiau cu întunericul, călătorii distinseră că dușumeaua era acoperită de pietre de tot felul, o mulțime de run și de desene ciudate li se încurcau sub picioare. Văzura acum că stâlpii erau bogat încrustați cu aur și pictați în culori pale, de o strălucire mohorâtă. Pe pereți, atâna o mulțime de tapiserii și deasupra lor, pe spații mari, mărșăluiau siluete din vechile povești, unele înnegrite de ani, altele ascunse de seminț Dar asupra uneia cădeau rază de soare, un tânăr călare pe un cal alb. Suna dintr-un corn măreț și pletele blondelii fluturau în vânt. Calul avea capul semețit, nările umflate, roșii în timp ce necheza, mirosind bătălia depărtată. Pe picioare îi și roia apă înspumată, alburiu verzuie. Uitați-l pe oricel tânăr, zise Aragorn. Așa a plecat călare de la miaze noapte, la bătălia de pe câmpia Celebrant. Și astfel, cei patru înaintară, trecând pe lângă focul curat care ardea pe vatra lungă din mijlocul încăperii. Apoi se opriră la capătul depărtat al lăcașului, dincolo de vatră, cu fața spre ușile de la miază noapte, era o lespede cu trei trepte, iar la mijlocul lespezii se afla un gils mare, auriu. În el stătea un bărbat atât de împovărat de ani, încât părea aproape un pitic, dar părul lui alb era lung și des și se revărsa în șuvițe bogate de sub o cunună subțire de aur, pe care o purta pe frunte. În mijlocul ei strălucea un singur diamant. Barba ei se revărsa albă ca zăpada, până la genunchi, dar ochii îi ardeau într-o lumină strălucitoare. Sclipiră la vederea străinilor. În spatele lui stătea o femeie îmbrăcată în alb. Pe scări, la picioarele bătrânului, ședea un bărbat stafidit, cu chipul palid și înțelept și cu pleoapele grele. Era o tăcere de mormânt. Bătrânul nu mișca în jilțul lui. Într-un târziu, Gandalf vorbi, primește salutul meu, Theoden, fiul lui Hengel. M-am întors. Căci, iată, se apropie furtuna și e momentul ca prietenii să se strângă cu toții, ca să nu fie zdrobiți unul câte unul. Bătrânul se ridică în picioare încet, sprijinit într-un toiag negru și scurt, cu măciulia albă, de os, acum străinii văzură că, deși cocârjat, era încă înalt, iar în tinerețe trebuie să fi fost o mândrețe de om. Te salut și eu, răspunse bătrânul, și poate că te aștepți să fii întâmpinat cu drag. Dar, să-ți spun drept, mă cam îndoiesc de bunul rost al venirii tale aici, Jupune Gandolf. Mereu ne-ai fost o piază rea. În urma ta au apărut necazurile ca ciorile. Și cu cât ai venit mai des, cu atât a fost mai rău. N-am să te mint, în clipa în care am aflat că s-a întors iute ca gândul singur, m-am bucurat de venirea calului, dar m-am bucurat și mai mult de lipsa călărețului, iar când eu mermia a adus vestea că te-ai dus, în sfârșit, în nesfârșitul tău sălaș, nu te-am jălit. Dar soliile de departe sunt rare ori adevărate. Iată-te iar! Și odată cu tine, sosesc rele mai mari ca până acum, după câte mă aștept eu. De ce să te întâmpin cu bucurie, Gandalf, cioara furtunii? Ea spune. Se așeză iar a nevoie în jilțul său. Adevăr grăit ai, măria ta, interveni bărbatul palid care stătea pe treptele spezii. Nici cinci zile n-au trecut de când ne-a sosit vestea amară cât Heodred, fiul tău, a fost ucis la hotarele de la soarea pune, mâna ta dreaptă, al doilea mare lui al obștii și nici în nu te pot încrede. Dacă ar fi după el, puțini oameni ar mai fi lăsați de strajă zidurilor tale. Iar acum, colac peste pupăză, aflăm din gondor cum că seniorul întunecimii stârnește zarvă în răsărit, într-o astfel de clipă și a găsit hoinarul ăsta să se întoarcă. Da, chiar așa, de ce te-am întâmpina cu bucurie, oare a furtunii? Eu îți zic la spel, adică vesterea, iar vesterea e ca un oaspete hain, așa se spune. Rângi, ridicându-și o clipă ploapele grele și uitându-se la străin cu ochii lui întunecați. Se spune că ești înțelept, prietenă limbă de vierme, și ești, fără doar și poate, un mare sprijin pentru stăpânul tău, îi răspunse Gandolf cu blasul blând. Totuși sunt două feluri prin care poate veni un om cu veștirele. El poate să fie un lucrător al răului, sau poate să fie singur, ca frunzele, și să vină doar să dea ajutor, în vreme de restriște, Așa e, zisă limbă de vierme, dar mai e un soi, ciugulitorii de oase, cei ce se amestecă în durerea celorlalți. Hienele care se îmbuibă pe seama războiului. Ce ajutor ne-ai dat vreodată, cioară a furtunii, și ce ajutor ne aduci acum? Ultima dată ne-ai cerut tu ajutorul, când ai mai fost pe aici. Atunci, măria sa ți-a îngăduit să-ți alegi un cal pe care îl vrei și să pleci. Și, spre uimirea noastră, a tuturor, ai avut o brăznicia să-l iei pe iute ca gândul. Măria sa a fost lovit de durere, și totuși, pentru unii, prețul plătit ca să ți se grăbească plecarea din ținut n-a fost prea mare. Socot acum că istoria se va repeta, ne vei cere iar ajutorul, în loc să ni-l dai tu nouă. Ne aduci oameni? Ne aduci cai, spade, lănci? Asta aș numi ajutor, de asta avem noi nevoie acum. Dar ăștia care vin după coada ta cine sunt? Trei haimanale strânțeroase și murdare, iar tu, cel mai cerșetor dintre toți patru. În ultima vreme, se pare, buna cuvință nu mai e la mare cinste la curtea ta, Theoden, fiul lui Hengel, zise Gandolf. Nu ți-a spus străjerul de la poartă numele tovarășilor mei, arare ori ea a fost dat vreunui senior din Rowan să primească deodată trei oaspeți ca aceștia. Au lăsat la ușa ta arme care prețuiesc mai mult ca o armată de oameni muritori, chiar dintre cei mai puternici. Cenușiule este straiul căci el fie iau înveșmântat astfel, ca să poată trece prin bezna marilor primejdii și să ajungă la lăcașul tău. Atunci au era adevăr grăita, cum că ai fi în cârdășie cu vrăjitoarea din codrul de aur? Întrebă limbă de vierme. Nu-i de mirare, totdeauna s-au urzit ițe viclene în Valea Dui Mordene.